Bă, fraților, tocmai ce am ajuns acasă acum 5 minute, am fost și eu la magazin să-mi cumpăr un pateu, ceva să-mi țin acolo de foame, deschid internetul și BOOM! Băcaș o explozie, BOOM! Videoclipuri din stânga, dreapta, sus, jos, de peste tot îmi apar videoclipuri cum că a apărut Counter-Strike 2. Mai exact, s-a anunțat, încă nu a apărut. Și bă, mă gândesc, ce naiba, toată lumea postează despre Counter-Strike 2. Înseamnă că ceva s-a întâmplat, o fi apărut, naiba știe. Scriu rapid CSGO pe YouTube și ghiciți ce? Pe pagina oficială de YouTube a lui Valve, care sunt creatorii jocului Counter-Strike, au lansat acum 2 ore câteva videoclipuri unde, într-adevăr, este vorba despre Counter-Strike 2. Acum știu că Counter-Strike n-are de-a face cu canalul meu, deoarece eu postez chestii horror și Counter-Strike e un joc competitiv, nu este horror. Bă, dar nu pot fi ultimul prost din lumea asta care nu face videoclip despre Counter-Strike 2, nu? Adică toată lumea face videoclipuri, înseamnă că trebuie să fac și eu ceva. O să uităm la un videoclip din cele 3 și vă arăt chiar cel mai interesant videoclip, părerea mea. Acela este acesta. Deci în videoclipul ăsta e vorba despre Smoke. Și uitați-vă cât de realistic e făcut. Imediat o să vedeți despre ce este vorba. Mai exact ai de-a face că acum bomba asta de fum este 3D. Reacționează super realistic. Adică, o să vedeți imediat, vă arată în videoclipul ăsta. Uite și lumina, vedeți? Și cum își face formă. Și când tragi poți să duci gen fumul acela. Efectiv ca și în viața reală. Și mi se pare foarte tare. Wow, din ce am înțeles s-a anunțat că o să apară vara 2023. Deci fraților, la vară jucăm Counter-Strike la greu, ești nebun? Din ce am înțeles, jocul o să fie ceva separat de CSGO, deci o să fie un alt joc. Întrebarea este următoarea. Oare cum o să funcționeze toată ideea asta cu skinurile? Adică să zicem că dacă tu ai skinuri pe CSGO, ele se vor duce pe CS2, cred că se numește Counter-Strike 2, CS2. Avem aici niște comparații la grafici, deci în dreapta avem CSGO și în stânga avem Counter-Strike 2. Și așa arată CSGO și acum să vedem Counter-Strike 2. Arată mai bine. CSGO e așa mai moody, mai întunecat, mai puține detalii. Și ăsta, vedeți aici, bă, fiecare rază de soare, ești nebun? Umbră. Reflexii arată foarte fain. Ia că avem mai multe părți, deci aici avem CSGO și avem CS2. Bă, asta e o părere personală, îmi place că este mai mult contrast în CSGO. Aici e așa foarte deschis totul la culoare. Dar rest arată totul mai mișto, părerea mea, culorile și efectiv tot. Ia, afară cum arată. Counter-Strike 2 arată mult mai fain. Bă, fraților, cam atât cu acest episod, n-are rost să lungesc aiurea, am vrut doar să fac și eu un videoclip, să fiu și eu un subiect, și eu un trend cu Counter-Strike 2. Sper că v-a plăcut și spuneți-mi în comentarii dacă v-ați jucat Counter-Strike. Deoarece niciodată n-am vorbit despre jocul ăsta pe canalul meu de YouTube. Ar fi o idee să jucăm niște hărți horror pe Counter-Strike, că sunt multe hărți horror faine. Dar deci, după cum am zis, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uita de like și ne vedem mâine cu un episod nou. Pa, pa!